Conform tradiției, Sfântul Nicolae este ocrotitorul săracilor și al orfanilor, al celor pedepsiți pe nedrept și mai ales al copiilor și școlarilor. Una dintre personalitățile contemporane care îi poartă numele este fostul primar al orașului Năvodari, Matei Nicolae. Acesta și-a deschis sufletul în fața cetățenilor și le-a transmis năvodărenilor să le insufle copiilor sentimentul de patriotism. Edilul a pus bazele proiectului Centrului de Afaceri din Năvodari, care în prezent este funcțional și în plină dezvoltare și a transformat orașul Năvodari într-o stațiune turistică. Lărgirea și modernizarea drumului între stațiunea Mamaia și orașul Năvodari este un alt proiect dus la bun sfârșit de Nicolae, care timp de 8 ani a luptat pentru bunăstarea orașului. În ciuda dificultăților întâmpinate, edilul nu a permis ca orașul său să fie transformat în centru de deșeuri. Matei Nicolae a ajutat elevii și studenții prin subvenționarea cu 50% a contravalorii transportului pe ruta Năvodari-Constanța. Făcând o incursiune în timp, ne aducem aminte de personalități marcante ale României care poartă numele de Nicolae. Nicolae Grigorescu, Nicolae Iorga, Nicolae Bălcescu, Nicolae Ceaușescu și principele Nicolae al României, pentru a enumera doar câțiva. Nicolae Grigorescu, născut la data de 15 mai 1838, este primul dintre fondatorii picturii române moderne. Acesta a devenit un simbol pentru tinerele generații ale secolului 20, care doreau să aducă la lumină valorile spiritualității românești. Nicolae Iorga, născut la data de 17 ianuarie 1871, a fost un istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, memorialist, om politic, profesor universitar și academician român. Nicolae Bălcescu, născut în București în anul 1819, a fost un istoric, scriitor și revoluționar român. Alături de fratele său mai mic, Barbu, a participat la Revoluția din 1848. Prin capodopera sa, Românii sub Mihai Voievod Viteazul, Bălcescu l-a impus în canonul național pe voievodul Mihai Viteazul. Nicolae Ceaușescu este una dintre cele mai cunoscute personalități din România. Acesta a fost un politician român, secretar general al Partidului Comunist Român, șeful de stat al Republicii Socialiste România din 1967 până la căderea regimului comunist, survenită în 22 decembrie 1989. La 25 decembrie 1989, soții Nicolae și Elena Ceaușescu au fost judecați, condamnați la moarte și executați la câteva minute după pronunțarea sentinței. Principele Nicolae al României, născut la data de 3 august 1903, a fost cel de-al doilea fiu al regelui Ferdinand I și al reginei Maria, fratele mai mic al regelui Carol al II-lea și unchi al regelui Mihai I al României. Redacția Litoral TV urează tuturor celor care sărbează astăzi ziua de nume, la mulți ani, sănătate, bucurii și împlinirea tuturor dorințelor.